Fostul portar al Fece Universitatea Craiova, Dumitru Hotoboc, își dorește ca actuala sa echipă, Oțelul Galați, să se impună în fața echipei CS Universitatea Craiova, chiar în bănie. Meciul dintre cele două formații este programat luni de la ora 18.30 de minute pe Ion Oblemenco, în etapa a șaptea din Liga 1. Hotoboc nu a ezitat să ironizeze formația antrenată de Cârțu și Sandoi. Cum va fi meciul cu GSU, clona vrei să spui? Aia nu e Universitatea Craiova. Va fi un meci greu, și pentru noi, și pentru ei. Nici noi nu stăm prea bine în clasament și este la fel de important să obținem un rezultat pozitiv. Îmi doresc foarte mult să câștigăm. Dacă aș putea, aș intra pe teren și i-aș bate de unul singur. Nu știu dacă o să joc, dar îmi doresc ca echipa mea să câștige. E un sentiment special care revin pe Ion Oblemenco. Nu știu cum să-l descriu. E și un pic de frustrare că am plecat de acolo și FCU nu mai există. E durere. A spus Hotoboc pentru Gazeta de Sud. Portarul de 35 de ani e bucuros că a scăpat de problemele contractuale și că își poate continua cariera la Galați. Eu mi-am terminat contractul cu FCU. A fost o perioadă grea. Am renunțat la banii pe care îi solicitam la masa credală și am putut să plec. Nu am mai vorbit cu Adrian Mititelu de mult timp. Sincer, mi îmi pare rău de Craiova, de domnul Mititelu, că știu dorința lui și îmi pare rău că nu a reușit. Prețul biletelor de intrare la partida cu oțelul variază între 5 și 25 de lei.